O viață întreagă am mândut la Tarabasa, dar votul l-am mândut niciodată. Am educat multe generații de elevi și pe toți am învățat să fie cinstiți, responsabili și corecți. Acțiunile mele îmi decid viitorul. Sunt responsabilă pentru votul meu. Sesizează la 112 orice încălcare a legii electorale. O campanie de informare a Ministerului Afacerilor Interne. Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la Suceava Alege. În această seară, vreme de aproape 90 de minute, vom vorbi despre Pactul Național de Investiții, un pact propus de Alianța Liberalilor și Democraților, un pact care este unul extrem, extrem de ambițios, destul de consistent și axat pe domenii principale de activitate. Așa că, în această ediție a emisiunii încercăm să vorbim la debutul discuției despre conținutul acestui pact și imediat vom intra într-o zonă extrem de importantă, așa numită cenușăreasă a societății românești, și anume educația. De aceea, invitatul din această emisiune nu putea să fie decât conferențiarul universitar dr. Ștefan Alexandru Băișanu, candidat ALDE la Camera Deputaților și președinte al Organizației Județene Suceava al Alianței Liberalilor și Democraților, pe care îl salut. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, dumneavoastră, tot profesor la origini, care numai că pe zona de presă. Bună seara, Sucevei, și bună seara, domnului. Domnului profesor Tomegea, fără de care cred că această emisiune nu ar fi fost suficient de sferică. Domnule profesor, mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi. Pentru invitație. Aș vrea un comentariu scurt. Iată doi profesori jurați și un inculpat care va fi pus la zid, în care alți doi colegi vor trage fără milă pentru a scoate de la profesorul inculpat tot ce se poate scoate și vă stau la dispoziție. Dar cine v-a inculpat că nu am reținut? Păi în momentul în care vii în fața poporului să ceri un vot, ești de marea majoritate a oamenilor, blamează deputații, pentru că unii dorm, alții fură și de obicei se creează acea sintagmă. Clasa politică. Toți așa, parlamentarii sunt niște hoți, niște golani, niște nenorociți. Ei, eu vreau să demonstrez astăzi, chiar dacă dumneavoastră mă veți judeca într-un fel sau altul, că nu suntem toți la fel. La judecată veți fi, domnule deputat, pentru că vom vorbi despre acest Pact Național de Investiții propus de ALDE, dar vom vorbi și despre lucruri referitoare strict la activitatea dumneavoastră de parlamentar din acea comisie de învățământ din care ați făcut parte, ați fost și vicepreședinte al acestei comisii, cu bune și rele, cu lucruri care s-au petrecut în sens plus și cu lucruri care s-au petrecut în sens minus, fără doar și poate, cu reușite și cu eșecuri, pentru că despre asta este vorba. Așa că, domnule profesor, să nu avem milă, deși suntem în emisiune de promovare electorală, trebuie să fim sinceri și cred că e onest să vorbim sincer, mai ales despre educație, domnule profesor, o profesiune de credință al minterii, o viață întreagă și pentru dumneavoastră. Eu rămân la un principiu din antichitate. Yeah. Minima iudica. Absolut. Traducem pentru oameni, vă rog. Da, judecați cu îngăduință. Da, să fim indulgenți. Haideți să vedem cât de indulgenți putem fi. Domnule președinte, prima chestiune este cea legată de întrebarea generală, fără doar și poate. Pactul ALDE, propus de ALDE, Pactul Național de Investiții. Cât de oportun este și care credeți că este rezonanța în rândul celorlalte partide politice? Pentru că, trebuie spus din capul locului, este un pact adresat celorlalte formațiuni politice pe domenii majore de activitate în viața societății românești. Încercând să intru în jocul domnului profesor, am să spun minima moralia trebuie să stea la baza tuturor celor spuse de noi astăzi, mai ales de către mine, care am fost investit 4 ani de către cetățeni să le reprezint interesele în Camera Deputaților, în special în Comisia de Învățământ, pentru că nu e așa, un cadru didactic e firesc să activeze într-o comisie pe care o poate sluji cu credință în numele învățământului și a profesiei pe care o practică. Da, vorbim de un pact național de investiții, probabil am mai spus, o repet, ALDE,
care are în fruntea sa un fost prim-ministru al României și 11 alți miniștri, este singurul partid de pe șichierul politic care își poate permite să iasă la bătaie, când spun bătaie, vă imaginați doar competiție electorală, cu 11 foști conducători ai României. De ce își poate permite ALDE să facă lucrul acesta? Pentru că în perioada 2004-2008, atâta vreme cât domnul Călin Popescu Tăriceanu a fost prim-ministru al României, au mai funcționat ca ministru de finanțe domnul Varujan Gozganian, iar acest duo între cei doi a făcut ca România să atingă cel mai mare nivel de dezvoltare pe care l-a atins vreodată un guvern în evoluția din 1990-89 până în 2016, lucru recunoscut și de PSD, aliații noștri până la urmă, și de foștii pedeliști, și de oricare alt partid de pe șichierul politic, dar mai cu seamă de toate instituțiile de finanțe, de buget la nivel european, care au demonstrat clar, cu date, cu cifre, că în perioada 2004-2008 România a traversat cea mai fastă perioadă pe care a avut-o un guvern. Deci, iată de ce își poate permite ALDE să aibă pe liste foști miniștri, pentru că vorbim de foști miniștri, fost prim-ministru, care au dat randament. Dacă mai arătați vreun partid de pe șichierul politic astăzi, care vine cu vârfuri, cu cap tractoare electorale, fost prim-ministru, fost ministru de finanțe, fost ministru al agriculturii, fost ministru al culturii, fost ministru al mediului, fost ministru al, știu eu... Fost ministru de externe, că nici Teodor Meleșcanu nu-i foarte departe. Fost ministru de externe și așa mai departe. Deci, iată, avem posibilitatea să venim în față cu oameni care au condus destinele României, care nu s-au pătat, cel puțin din punct de vedere moral, asupra cărora nu planează sub nicio formă suspiciuni juridice sau de moralitate. Unii dintre ei, evident, pentru că sunt vârfuri și cap tractoare care se luptă cu cei din fostul PDL, actualmente PNL, cu actualul președinte al României, cu actualul premier, evident că mai primesc cadou din partea instituțiilor de forță ale României câte o chemare la DNA, așa, pentru a putea fi trași pe linia aia din gară, în care linia moartă din gară. Deci, iată un exemplu, zic eu, foarte bun al partidului nostru, care a avut și are în continuare oameni capabili, cu experiență, să ducă mai departe ce au făcut, care au demonstrat că au făcut bine, iar acum ceea ce se aude din gura lor nu poate fi numită doar o promisiune, pentru că odată ce ai făcut un lucru bun, atât cât s-a putut la nivelul acela, în conjunctura aceea, înseamnă că pot face și în continuare. De aceea venim cu acest pact în care rugăm toate forțele politice, indiferent de zona ideologică din care provin, stânga, dreapta, centru, extremă, mă refer și la UDMR, la naționalitățile conlocuitoare, care au, am spus, o sintagmă comunistă. Da, era veche, dar e una reală, nu da. Exprimă o realitate. Minoritățile au și ei reprezentanți în Parlament, fără da. Un pact în care să aducem toate forțele politice, așa cum a făcut Japonia, care a adunat toți oamenii politici, toți specialiștii pe care au muncit un an și ceva la un proiect pe 40 de ani, după ce au muncit împreună, l-au ștampilat, au bătut palma, au făcut un astfel de pact, iar de 40 de ani, Japonia, indiferent de partidul care se află la guvernare, pentru că și acolo se fac schimbări, evident, în urma alegerilor, se păstrează aceeași linie, nu se distruge ce au făcut alții, nu se modifică modificarea deja modificată. Exact. Nu și venim cu legea învățământului, vin PSD-ul, fiecare guvern cu legea lui. Așa, vine PNL-ul, schimbă, vine PDL-ul, schimbă, vine USL-ul, schimbă, vine cine mai veni, iar îl schimbă. Deci au făcut o treabă serioasă, au stat cu picioarele în apă rece, au gândit, au zis, ăsta e parcursul, e cel mai bun pe care îl putem scoate noi cu mințile pe care le avem astăzi, îl ducem până la capăt, indiferent cine suntem. Și evident, electoratul te corectează acolo unde un anumit guvern derează. E simplu și civilizat. Acest pact înseamnă, numai o secundă, pact nu înseamnă nimic altceva decât să ducem spre investiții 6% din PIB-ul României.
în toate domenii, în infrastructura rutieră, în aviație, în vapoare, în autostrăzi, în căi ferate. Sănătate, în tot. N-a spus de tehnică militară. N-a spus nimic de tehnică militară. Asta e infrastructura de care vorbim, de transport pe toate zonele. După care, infrastructura militară, care înseamnă totuși un buget care să-ți permită să-ți apere. Și niște locuri de muncă. Deci vom observa că toate investițiile astea, indiferent de domeniu, degajă locuri de muncă. După care, am zis cea militară, după care cea din sănătate, care este foarte importantă, cea din învățământ, pentru că, în opinia mea, profesor fiind, soția mea fiind medic, e clar că o societate sănătoasă nu poate fi decât una care investește în sănătate, în învățământ, în cultură, în știință, în educarea generațiilor care vin și care vor trebui să ducă mai departe mesajul ăsta pur românesc, patriotic până la urmă și cu intenții de dezvoltare și de cinste și moralitate. După care discutăm de zona agricolă, pentru că și aici România are un potențial extraordinar. Să nu uităm, România a reprezentat pentru țările din CAER, din fostul spațiu ex-comunist, grânarul Europei și nu numai. Ei, nu, în spațiul ex-comunist nu mai suntem grânarul, eram în spațiul comunist. Eram în spațiul comunist. Da. Am zis agricultură, evident, și multe, investiții, multe alte ramuri pe care le putem defalca rând pe rând. Ceea ce trebuie spus, că dacă asta noi propunem, dacă la sfârșitul fiecărui an guvernul sau forțele care au semnat acest pact nu respectă punct cu punct ceea ce au promis, la sfârșitul anului respectiv, la darea de seamă în fața poporului, să demisioneze toți, guvernul să dizolve și să vină alții, indiferent care or fi ei, care să fie și ei lăsați un an de zile, dacă fac sau dacă nu fac. Și atunci ne vom da seama dacă avem până la urmă o clasă politică serioasă sau nu. Vedem care dintre ei se va ține cu adevărat de cuvânt. Acum, e greu să adun toate forțele politice la aceeași masă atâta vreme cât vedem că se folosesc instituții de forță ale statului pentru a intimida, pentru a aresta, pentru a crea dosare, pentru a crea sintagme de, cum se numesc? Suspiciune de? Penali, nu, de penal, suspiciunea e suspiciune. Când se ei, sunt mai penal. Multe pușcăriabili, pușcăriabili. E o întreagă. Pentru care Iohannis nu l-a invitat pe al doilea om în stat la dineul cu prilejul zirei României. Și eu vreau să vă spun un lucru. Credeți-mă că eu l-am sprijinit pe domnul Iohannis în campania electorală și poate o parte din oamenii care mă respectă, care mă înțeleg și care consideră că pot fi un vector de imagine, au mers la vot și l-au votat pe domnul Iohannis. Dar dacă vorbim de Ziua Națională a României, 1 decembrie, că despre asta este vorba, eu cred că e un moment care ține de un respect față de întreg poporul român, față de toată istoria sa, față de toate valorile sale, un moment în care nu cred că e timp de refuieli personale cu, probabil, Tăriceanu, viitor președinte al României, pentru că problema domnului Iohannis e ca nu cumva domnul Călin Popescu Tăriceanu, care e român, care a demonstrat că are luptat, să nu cumva să prindă poșghiță din nou și să se trezească domnul Iohannis cu el candidat la președinția României peste următorii 4 ani, că au cam trecut un an, dacă a trecut un an de zile. Eu cred că nu e loc de refuieri politice, personale, de Ziua României. Eu cred că de Ziua României în țara asta au loc toți. Că suntem români, că suntem blonzi, că suntem bruneți, că suntem romi, că suntem maghiari, că suntem, știu eu, orice altceva. Acest mod de a nu invita al doilea om în stat, președintele Senatului, ales, ca să ne înțelegem, ales, da? Al doilea om în stat, ales, ca și tine, ca și președinte, să nu-l inviți la ziua de 1 decembrie, în opinia mea, mi se pare o mare greșeală pe care domnul președinte al României, Klaus Iohannis, a făcut-o. Eu cred că această răfuială putea să se termine de 1 decembrie și să reînceapă după 1 decembrie. Nu cred că era momentul pentru un astfel de gest. Asta, în opinia mea, cred că îl descalifică și îmi pare rău, în momentul de față, să spun că am muncit și am tras pentru un om care n-a înțeles că
trebuie să fie președintele tuturor. Chiar și a celor care sunt în pușcărie, pentru că cei care sunt în pușcărie își execută pedeapsa, iar după ce își execută pedeapsa, sau în timpul executării pedepsei, gata, sunt tot oameni, au și ăștia niște drepturi. Există deținuți cu drepturi complete, există deținuți care chiar sunt au drept de vot. Care au drept de vot, cărora nu li s-a retras posibilitatea de a alege sau de a fi ales. Da, dar problema este că ei nu sunt oameni politici și nu sunt conducători. Asta e problema. Dar noi vorbim acolo, eu dădeam un exemplu extrem. Da, am înțeles. Președintele României trebuie să fie și pentru ăla care e în pușcărie, pentru că și el are niște drepturi. Exact. Da. Dar cu atât mai mult cât vorbim de președintele Senatului, care, iată, a fost târât într-un proces ca martor și a fost întrebat dacă îl cunoaște sau nu îl cunoaște pe un anumit individ. Iar domnul Tăriceanu a spus, explicați-mi sensul, ca să lămurim noțiunea sau sensul cuvântului a cunoaște. Dacă a cunoaște înseamnă că m-am întâlnit de două ori în viața mea cu un om la un dineu, la o chestie unde mai erau 20, 30, 50 de oameni, mi-a fost prezentat, am dat noroc, ne-am salutat respectuos și ne-am văzut fiecare de drum, înseamnă că îl cunosc. Dacă a cunoaște, înseamnă că am stat cu el la masă, că am luat cina, că am mâncat, că am fost la petreceri repetate cu ei, că suntem prieteni de familie, că lucrăm împreună la un proiect, că suntem angrenați în diferite chestiuni, înseamnă altceva și atunci înseamnă că nu-l cunosc. Ei, de aici, mărturie mincinoasă că nu-l cunoaște și am zis, bă, în momentul ăla cred că ar trebui să fie arestați toți românii, că nu cred că există vreun român care să nu fie mințit măcar o dată în viață. Aici complicația, mă scuzați că intervin, complicația nu vine de la domnul Tăriceanu. Complicația vine de la domnul Dragnea, care are o condamnare în instanță. O secundă, domn profesor. Deci, aici e cu totul și cu totul altă poveste. În momentul în care ești condamnat, lucrurile sunt foarte e adevărat, clar. Judecătorul nu i-a ridicat dreptul de a vota, de a fi ales și așa mai, nu i l-a ridicat. E o chestie de moralitate. Nu e numai de, este una de justiție, pentru că, iată, în guvernarea Năstase, în, cred că 2003, guvernul lui Adrian Năstase, ca să se facă iubit la Uniunea Europeană, a promovat o lege în care spune foarte clar, la un articol acolo, că în guvernul României nu are voie să fie niciun cetățean condamnat. Deci, eu la asta mă refer. Și atunci, sigur, să-l privim pe președinte și cu o parte normală. După mine, că se promovează, să zicem, curățenia aceasta juridică, eu cred că este una corectă. E adevărat că avem niște exagerări, însă și dumneavoastră le-ați remarcat foarte bine. Dumneavoastră, domnule profesor, știți că în practica juridică, sau cel puțin atâta vreme cât eram student al facultății de drept, iluștrii mei profesori, sau cel puțin unul dintre ei, mi-a spus așa, decât să arestezi un om sau să-l târii prin tribunale, să îi faci o imagine, să-i pătezi imaginea și la un moment dat să-l arestezi, să arestezi un om nevinovat, mai bine lași 10 hoți. Da, este un citat celebru. E o cutumă în drept. Nu mi-aduc aminte cui aparține. E o cutumă în drept care spune foarte clar că nu ai dreptul să răpești libertatea, demnitatea, onoarea, viața unui om atâta vreme cât este nevinovat. Dar ținând cont că în România nu există acea lege a responsabilității magistraților, funcție de faptele pe care le fac, funcție de acțiunile pe am care le fac. Am înțeles că nici alte țări nu au astfel de legi a responsabilității magistrate. Unele care au, unele care nu au. Ei, se vede treaba că în România e nevoie de o astfel de lege, pentru că de foarte multe ori, nu toți, că nu trebuie să apucăm să spunem că toată justiția e pătată. Nu. Să dăm cezarului ce al cezarului. În sensul că avem o mulțime de judecători care au suferit condamnări penale. Avem la fel o mulțime de procurori care au suferit condamnări penale. Sigur că avem pădure fără uscături și profesori și politicieni în toate sectoarele. Dar asta nu înseamnă că trebuie să generalizăm evident. Vreo clasă socioprofesională, că dacă doi au fost prinși făcând prostii, sunt toți la fel. Aici noi trebuie să fim atenți la următoarea chestiune. Justiția României se face în trepte. Nu ai o primă treptă la judecătărie. Te duci după aceea la curtea de apel, faci un recurs. Cum a pățit o Remeș, da? Da. A trecut prin toate, a făcut pușcărie, a ieșit, și-a cerut drepturile, a câștigat la CEDO, vrea să-i dea pe procurori în judecată să le facă și el dosare penale și să-i tragă la răspundere.
faptele s-au prescris pentru domniile lor. Da, de ce cere numai 15.000 de lei? N-am înțeles lucrul ăsta. Deci explicați-mi și eu. Am plecat în discuția aceasta de la Ziua Națională, de la Ziua Națională a României, dar până la data de 1 decembrie, pentru că mai avem 5 minute până la pauză, vreau să vorbim puțin despre data de 28 noiembrie, ziua Bucovinei, ziua în care Bucovina s-a unit. Eu te rog să mă ascult și pe mine un picuț. Noi discutăm programul economic al unui partid care are cel mai bun program economic. Ok. Deci e partidul ALDE, da? Da. Eu am observat o chestiune. În general, partidele evită să vorbească despre investiții, corect, despre salarii, despre raportul muncă și așa mai departe. Lucruri care sunt foarte esențiale pentru orice economist. Da? Păi nu cumva ar trebui să insistăm un picuț pe lucrul acesta. Iată, se propune acolo 6% pentru investiții. Da? Tot 6% se propune și pentru educație. Știți că aici de atâta propunere, eu chiar m-am obișnuit cu ăștia 6% și chiar îmi închipui că, domnule, vin 6% și când colo vin 3,2, 3,3. Nu știu dacă a fost vreodată 4,5, nu cred. Nu cred că a fost niciodată. Ba, colac peste pupăză, vin sărbătorile și mă uit că onoratul ministru al educației sau Minister al Educației nu a găsit niște bani să dea profesorilor niște restanțe de zeci de ani. O mai mare rușine, da? Deci, haideți să discutăm un pic, să insistăm în ceea ce privește partea asta economică. Vreau să vă spun, domnule profesor, vreau să vă spun un lucru. Actualul ministru al învățământului este profesor universitar, este rector Universității București, este specializat în logică și epistemologie. Facem parte din aceeași tagmă din interiorul tagmă filozofiei. Are o conotație negativă, da. Bun, din aceeași de la Tudor Vladimirescu, tagma jefuitorilor de acolo se trage. E limbaj de lemn, domnule. Dacă ne gândim la asta, nu e tagmă, facem parte din aceeași echipă a logicienilor și epistemologilor. Am un respect deosebit față de actualul ministru al învățământului, dar vreau să vă spun că indiferent cine ar fi ministrul învățământului, oricând, dacă nu există o voință politică la nivelul întregului guvern, la nivelul partidelor care formează acel guvern, prin care să se dea bani 6% din PIB pentru învățământ, niciun ministru nu va putea să obțină bani aceștia, indiferent ce somitate ar fi, indiferent ce rezultate în plan profesional ar avea, sau indiferent cât de mult și de bine ar drămâi banii ministerului și ar încerca să păstreze un echilibru și să ducă spre dezvoltare ministerul și oamenii care lucrează în domeniul respectiv. Hai să spunem adevărul oamenilor că situația asta e în felul următor. Atunci când guvernul a trimis bugetul spre aprobare în Parlament, Parlamentul prin comisii și așa mai departe poate să facă foarte mici modificări. De-abia atunci vedem care sunt, sunt partidele care au clamat în campanie electorală. Nu neapărat partidele. Deci a intrat bugetul în Parlament cu 3,7%. Evident că acolo sunt niște calcule foarte strânse și nu poți trage de aici și să aduci de dincolo, știți? Asta este problema. Vreau să vă spun că eu am rămas șocat când m-am dus pentru prima oară în Parlament și a trebuit să votăm bugetul. Și evident m-am dus cu o mulțime de documente la mine în care am cerut. Vreau asta pentru școala de la Suceava, da, cu tare, pentru liceul cu tare, vreau chestiunea asta, vreau mărirea aia, vreau... Și mi-am făcut așa un tom în care m-am dus și am zis, domnule, de asta sunt parlamentar, de asta m-a votat poporul, să mă duc să aduc bunăstare. E o chestie de reprezentare, da, până la urmă. Și de mândrie până la urmă. Sigur că da. E, în momentul în care am ajuns acolo și mi s-a spus, domnule, dumneavoastră sunteți deputat tânăr. Vedeți, domnule, treabă, lucrurile sunt stabilite deja. Da. Și zic, cum, domnule, stabilite? Da, domnule, stabilite, lucrurile sunt clare, atâția bani avem, nu mai dăm niciun leu, nici colo, dacă vreți bine, dacă nu vreți tot bine. Și eu atunci am zis, eu nu vreau. Păi n-ai decât să votez împotrivă. De ce? Pentru că la vremea aia, numărul deputaților care formau majoritatea era foarte mare, erau vreo 200 în plus. Da? Da, și atunci mi s-a spus de către un ministru, domnul Băieșanu, dacă nu vă convine, nu aveți decât să plecați din partidul nostru, pentru că mai avem 200 ca dumneata care votează. Sigur că da. Deci,
când anume se ajunge la un echilibru și la frica unui guvern că poate pica? În momentul în care puterea și opoziția sunt relativ egale. Ei, dacă nu vrea să pice guvernul, că sunt și cazuri când guvernul vrea să pice. Sunt și momente în care guvernul vrea să pice ca să-i lasă pe ceilalți să-și rupă gâtul. Revenim și spunem, oricât de bun ministru ai fi, dacă nu există acest pact național, această hotărâre politică la nivelul conducerii partidelor, pentru că și prim-ministru, dacă nu e președinte de partid... Și n-are putere. N-are putere, n-are nicio șansă. Duce la partid și primește ordin. Cum era Boc. Da. Boc săracul era nevinovat. Boc, da, dar el nu primea ordin la partid. Despre... Da, el primea ordin la omul partid. Despre omul atitudinea premierului Cioloș în Camera Deputaților, în 9 mai 2016 vom vorbi, după câteva minute de publicitate, domnilor.